sună puțin, veniți puțin pentru ca să mă auziți cum vorbesc. Da. Da, zi. Vreți să vă dau un interviu? Da, cu cea mai mare plăcere. Ce promovați anul acesta la Târgul ONG-urilor? Anul acesta la Târgul ONG-urilor promovăm ceea ce se cheamă Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între Generații. Pe lângă diverse materiale pe care le avem aici, inclusiv revista Baz, care este editată de Asociația Adrian Enache, de Ioana Matveev, de tinerii, de mici jurnaliști, cu un oarecare sprijin, zic eu, din partea Centrului Europe Direct Cotroșan, care are un interior legat de Europe Direct. În această publicație am promovat tot anul îmbătrânirii active și al solidarității între generații. Noi dorim ca să lansăm și am lansat cu ocazia aceasta un chestionar printre toți participanții la acest târg, să propună din partea fiecărui ONG seniorul anului, adică persoana în vârstă care a povedit prin întreaga activitate de o viață, să spunem, că într-adevăr reușește să îmbătrânească activ și frumos și, bineînțeles, că poate beneficia și de solidaritate celor mai tineri. Pentru anul viitor, încercăm în același mod să promovăm Anul Cetățenii Europene, prin care iarăși lansăm un al doilea chestionar, cetățeanul anului 2013, prin care solicităm ONG-urilor care sunt prezente aici și poate și altor organizații din Botoșani să propună persoana care, după părerea lor, s-a luptat cel mai bine pentru apărarea drepturilor cetățenilor. Asta este o parte din ceea ce facem noi aici și încercăm să împărțim în mod gratuit publicații editate de Centrul Europe Direct și primite de la reprezentanța Comisiei Europene, de la Comisia Europeană. Le-am văzut, am trecut cu ocazia unei a doua treceri pe acolo, am văzut că au început să completeze, probabil se mai gândesc, așteptăm să vină propuneri respective, dacă nu, avem noi suficiente persoane pe care să le propunem noi societății botoșnene, societății civile botoșnene. Dar mă gândesc, ca să fie un caracter larg, să vedem în ce măsură chiar aceste organizații sunt într-adevăr implicate și cunosc oamenii, cunosc lumea în care se mișcă. Eu cred că voi primi, pentru că am primit și eu pentru voluntarul anului, nu una, ci 20 de propuneri. Ce propuneri ați primit până acum pentru seniorul anului? Avem acolo la Ihtis, am avut pe cineva, deocamdată nu pot, dar pot să vă spun altceva. Efectiv, încă nu am citit și poate n-aș vrea să dau publicității, ceea ce încă nu am citit până în prezent, dar am acordat deja, în avanpremieră, un asemenea titlu unei persoane cu totul și totul de excepție. Este vorba de doctorul Victor Drăgan, din Botoșani, care are 85 de ani, care de 20 ceva de ani face o muncă extraordinară pentru binele societății, respectiv face educație sanitară, ceea ce foarte puțin ar face, pe înțelesul tuturor. Și a scris o carte, Deci el ilustrează acest an al îmbătrânirii active atât ca persoană, pentru că el însuși este o persoană în vârstă care este extraordinar de activă și, în al doilea rând, cartea prin care a scris-o și pe care a tipărit-o pe cheltuială proprie, ea mai pot ceva sponsorizări, hai să spunem, de la primărie, de la Consiliul Județean, am înțeles eu, dar el a scos-o din munca lui proprie, pe spezele proprii. Ei bine, conținutul acelei cărți se referă exact la cum să îmbătrânim activ și frumos. Deci, am spus așa, facem noi, Asociația pentru Protecția Consumatorilor, Centrul Europe Direct, facem o avanpremieră pentru că merită. Și aseară, vă spun, a fost o manifestare extraordinară la care au participat aproape tot corpul medical din Botoșani, au participat invitați de mare clasă, inclusiv din Iași, din județele Iași și Neamț, și cadrii universitari, senatori, ex-senatori, deputați, adică niște persoane deosebite, care într-adevăr au vorbit cu toții despre ceea ce înseamnă îmbătrânirea activă și faptul că găsim în Botoșani asemenea oameni care îmbătrânesc activ și frumos pentru comunitatea lor. Și cred că vom găsi, eu sunt convins. Dacă să spunem că vom primi mai puține propuneri din partea ONG-urilor, sperăm că vom primi din partea botoșnenilor, pentru că bănuiesc că ei își cunosc oameni. Această activitate a avut o locație deosebită, pentru că ei sunt medici și au posibilitatea ca să și financeze destul de bine, a fost la Copasul Cătămărești, așa se cheamă.
Este un loc Cucorâni. Bocoșani. Cucorâni. Cucorâni, pardon. Copasul Cucorâni a fost un jucat deosebit. Au făcut și au oferit și o masă foarte frumoasă pentru participanți și noi aici ne-am simțit foarte bine. A fost un cadru cu totul și cu totul deosebit. Mulțumesc și eu și mulți succes în activitatea voastră de bază. Mulțumim. Mulțumim. E cam asta și mulțumim.